Accidentul din Curtea de Argeș a avut loc pe drumul național 7C. Ninjaș era polei, însă șoferul unui autoturism, care ieșise la o plimbare cu prietena, nu a adaptat viteza la condițiile de drum. Mașina a derapat și s-a răsturnat pe partea dreaptă a drumului, iar fata a suferit un traumatism craniofacial și a fost transportată la spital. Un alt accident din cauza vremii a avut loc la Câmpul Mușcel. Un bărbat s-a răsturnat cu mașina după ce a pierdut controlul volanului într-o curbă. Autoturismul a derapat, a lovit un stâlp de electricitate și a ajuns într-un șanț. Șoferul rănit a fost transportat la spital. De departe însă, cel mai grav accident din Argeș s-a petrecut pe drumul dintre Pitești și Râmnicu-Vâlcea, în localitatea Cotmeana. Un șofer a intrat cu autoturismul în spatele unui tir, iar apoi a fost proiectat în șanț. Soția lui, de 48 de ani, a murit, iar fiica lor și o colegă acesteia au fost grav rănite.